seara aceasta, cum vedeți, e ca o emisiune, o emisiune despre cele despre care v-am vorbit în primările mele cu decembrie 89, 21-22 decembrie, refugiul meu la Biserica Apostolică de Pastorul Carus, de care vom vorbi astăzi seară. Și vă mai vorbeam de acel apel făcut de comunitate la Ceaușescu, care n-a fost în noiembrie, am aflat de curând, a fost în decembrie. Am uitat dacă ne zic asta. Ceea ce pot însă să asigurești, să vă vorbesc în seara aceasta, este în seara când vă filmez acum, vă spuneam atunci, cu părere de rău, pastorul Carus este bolnav. Și vă mai menționam faptul că îl consideram și-l consider și astăzi unul dintre cei mai buni teologi pe care i-a avut România. L-am comparat cu Părintele Stăniloae, dar dacă stăm să ne gândim mai serios, e greu să pui pe unul pe locul 1 sau și pe celălalt pe locul 2, pentru că ambii au fost titani, niște grei în ai teologiei. Părintele Stăniloae Bunăoară a fost pe filocalie, în mod deosebit. Carus a fost pe Vechiul Testament, misiologie, secte și așa mai departe. Ambii aveau o vastă cultură și Carusul ăsta. Și deci, o să spun, teologi de calibru pe care România le-a avut. Din nefericire, anul trecut, înainte de Crăciun, pastorul Carus ne-a părăsit. Se spune că corona, aș fi avut corona. Da, e o pierdere foarte grea pentru România, România acea profundă intelectuală și a gânditorilor, pentru că n-aș fi făcut această emisiune dacă, spre exemplu, nu ar fi fost vorba de o personalitate atât de marcantă. Nu au făcut imediat după cea de care a Domnul, pentru că am lăsat pe cei care au fost mult mai apropiați de dânsul să o facă, care au colaborat mult mai intens, n-a fost cazul meu, și te pot să spun că toți aceștia care au vorbit, dacă veți da pe internet și veți urmări
ecolajele făcute și cuvântările care s-au luat la înmormântarea râsului, toată lumea a vorbit destul de bine și frumos despre râsul și pot să spun, i-au creionat foarte bine personalitatea acestui mare titan al credinței, am putea spune, pe lângă faptul că era o somitate, un profesor de mare calibru asta. Eu aș vrea să mă opresc asupra altei personalități și a unei mai degrabă să-i fac un alt, să-i creionez un alt portret înaintea dumneavoastră. De ce o fac? O fac în primul rând pentru că am convingerea că omul ăsta a trăit și o dramă de care voi dori să vorbesc în minutele ce urma, poate vor fi vreo două sau trei filmări, nu știu. Cum vedeți, am pus schimba din nou, dar nu-i cu acum în asta. Și convins că românii îl vor descoperi pe acest om, dacă, în adevăr, el a scris studiile, concluziile la care a ajuns pe cărâm teologic. La o prima convingere, dânsul nu le-am ascultat predicilisit după 90 și am văzut că nu putea să dea chiar totul din ceea ce dânsul concluzionase. Mai multe motive, pentru că e greu să, e greu, foarte greu, când o convingere s-a depus în oameni, singur o masă, este aproape imposibil să o mai dai la o parte fără probleme. Trebuie foarte mult tact, trebuie timp, pentru că totul este într-o evoluție. Ce s-a pus rău, greșit, cu voie sau fără de voie, dar nici o altă discuție, este foarte greu. În majoritatea cultelor și neoprotestante sunt foarte mulți talibani, trebuie să recunoaște. Cum am avut, așa rămân, deci nu, e greu să-i schimbi. Deci că la cunoască aș vrea să recunoaște. Mie mi-a atras atenția un studiu al dânsului, făcut cu ani în urmă, deci după 90, la Episcola Părte Romani, foarte interesant, unde începuse să pună problemele cam pe masă. Nu știu care a fost reacția în România, dar cert este că acel studiu a dispărut de pe internet. El era pe internet, dar audio, nu vizual, pentru că vremea aceea nu a apărut, nu erau camere, nu era de dezvoltat. Se puseră numai cu audio. M-am întrebat de ce erau, nu erau mai dat, de ce a dispărut. Am înțeles că este, a fost scris și asta e lucru, ăsta e lucru bun. Deci, da, bănuiesc pastorul Carlos, profesorul de asemenea, pe lângă faptul că era să fie de poetică, bănuiesc dânsul a și scris multe lucruri care vor urma, va urma să fie publicate, ne găzuiesc, bănuiesc.
în momentul acela românii îl vor descoperi pe cel care a fost Aros, adică mare teolog. Mai spun un lucru, înainte de a intra în partea cealaltă, a doua filmare. Mai completez la acest prim așa, faptul că nu trebuie să ne ochinim de faptul că a fost baptism. Baptismul nu este o sectă, nu este o erezie teologică, cum sunt alte confesiuni care sunt prea granița între erezie și a partea bisericii acceptabilă. Pastorul Aros nu a fost niciodată despre Scripturii. A fost întotdeauna decent, și-a respectat ca intelectual, ca a profesor, ca pastor, ca responsabil, înaintea lui Dumnezeu, de vă secura ca rugă tenoria Sfântului. De altfel, comunitatea dânsului, de pe vremea pe care l-au cunoscut, acum nu știu ce mai e părea dâns în noua formă, era formată în oameni chicrați, oameni care nu au totul de-a gata, au dat o așa critică, un gândire critică, nu au critic totul și nu au totul de-a gata și nu mergea cu forțări de test, cu excese, spune povești bunătorești, cum foarte adesea folosesc unul cu ține confesiuni și așa mai departe. Nu vreau să intru într-o dezbatere de asta, ține cum e, să dau denumiri și așa mai departe. Vreau doar să subliniez faptul că acest teolog a fost un respectabil teolog și așa mă uita în partea a doua, nu, din nefericire, nu a avut în jurul său oameni de calibru său. A avut întotdeauna fie pigmei care căutau să-i taie capul, comuniștii sau după comuniști, sau căuta mult să-i trecheze capul, pentru că a fost tot timpul o personalitate conduită morală, reproșabilă și ca intelectual și ca un om de așa. Plus că acești pigmei au mai existat foarte puțini, foarte puțini cu care Dumnezeu a putut să comunice, să dea concluziile la care a ajuns. Singurul cu care s-a înțeles și care a fost pentru Dumnezeu o binecuvântare, și vom vorbi în filmarea a doua, partea a doua, a fost poetul Ioan Alexandru. E singurul cu care pastorul Aros s-a înțeles și nu e de mirare că e cu poetul Ioan Alexandru, pentru că și poetul Ioan Alexandru era un foarte, nu știa foarte bine, scriptura, avea o vastă cultură evraică, greacă, înțelegea bine despre ce este vorba, da? Vom